Astăzi vă prezentăm cât de scumpă este Athena. Și asta este mașinuța noastră. Și nu pot să zic mașinuță că este o jucărie. 258 de euro până acum, am stricat în Grecia. Deci Grecia ieftină. 80 cenți o doză de cola, e bine. Vreți seama? Mie nu vine să cred. 15 cenți o sticlă de asta de jumate de litru de apă. Uitați-vă elicopterul. Și-o luat foc pădurea în Grecia. Aici e ceva normal în Grecia. Din cauza căldurii, ard pădurile. Bună dimineața din Athena sau Kalimera, cum spun grecii. Astăzi vă prezentăm cât de scumpă este Athena. Prețurile totul așa bio. În primul rând, astăzi o să închirem o mașină. În al doilea rând, după am mers la hotel, vă spune cât costă hotelul care l-am închiriat. Mâncarea, tot ce se poate prinde în acest vlog. Așa că nu mai vorbim prea mult și azi să înceapă vlogul. Dragilor, am rezolvat primul nostru lucru pe ziua de astăzi. Ce am făcut noi? Am închiriat o mașină. Dar vreau să vă spun prin ce etape am trecut. În primul rând, am mers la 3-4 firme de închiriere de mașini și cea mai scumpă companie a costat 370 de euro aproape, a doua 300 și ceva, 320-330 și abia și abia am găsit una cu 258 de euro. Am închiriat mașina pe 4 zile și a costat 258 de euro, cu asigurare full. Bun! În căutarea mașinii pe aici, o grămadă de mașini. Dani, săracu, și el a ajuns pentru prima dată în Athena, dar nu știe nimic, știi greacă, mi-l lasă linca? Da. Nu, nimic, ia, auzi, germană. Vedem ce mașină primim, aici scrie un Citroen. Vedem, sperăm să intrăm toți trei. Asta este mașinuța noastră, și nu pot să zic mașinuță că este o jucărie. Asta e de mine, mi-am găsit în sfârșit mașinuța. Exact. E exact pentru Alexandrina mașina asta, mărima ei, tot ce trebuie pentru tine. Hai să vedem. A, iubire, îmi pare rău, deci exact pentru tine mașina asta. Da, să vezi ce portbagaj mic are. Apasă tare pe el, așa, apeși pe buton. Și asta e portbagaj. Vreo trei ghiozdane de azi de spate și atât. Și tu intri perfect acolo, iubire. Ce am vrut să vă spun mai înainte, a făcut așa un control cu omul peste tot, unde are defecte mașina, ca să nu plătim noi, nu? Noi ești fericită? Problema e care-i? Avem check-in-ul la hotel la ora 3. Uai, ce urăsc asta. No. Și 10 jumate în Athena, mijlocul Atenei. Cu bluză neagră, în Grecia. Problema, știi care e? Că ni-i foame și vrem suflachii. Suflachii! Haideți să mâncăm, să vedem cât costă. Mașinuța asta a costat 258 de euro pentru 4 zile. Ce zice? Se merită sau nu? Eu zic că da. Acum vedem. Motor de bicicletă, de motoretă, de fapt. Și nu, mi-e cam frică cu ea. E cam mică. Bani cât jumătate de mașină. Bucuroasă? Da, e faină. Păi, e faină mașina. Punem GPS-ul și... Bă, da, ce bine stau în mașina asta. Chiar faină. Îmi iei una, cadou? Asta e mirat. O, descoperit Africa. Ți-e frică că o să sufure cineva, da. Geomantanu? Da, lasă-l. Aici sufure. Punem GPS și vedem unde ne duce GPS, nu? Bine, caută pe Google repede. Aha. Ce mai bun suflachii de Athena. Și de aici ne continuăm vlogul. 258 de euro până acum, am stricat în Grecia. Vedem cu mâncarea, vedem cu cât costă hotelul când ajungem acolo. Facem așa un vlog cu un preț aproximativ, să știți. Dacă se merită să veniți în Athena, nu? Eu zic că da, că e frumos și vreau să vă arăt compania doar. Atâta. Compania asta-i. O recomand, dacă veniți în Athena, luați-vă mașina de la ei, niște băieți de treabă. Bun, am plecat. Ok. Thank you, bye. Deci nici nu mai avem cuvinte, am ajuns aici în cartierul meu unde am copilărit. 8 ani am stat aici în Athena și sunt niște emoții care nu le-am mai avut de mult, de câțiva ani. Dar între timp, ca să mai trăim din emoții și să ne bucurăm puțin de concediul ăsta care l-avem, mini concediul ăsta care l-avem, mi-am cumpărat un frappe grecesc, mie îmi place, la Alexandrina nu-i place deloc. O tiropita cu brânză care Alexandrina deja m-a mâncat jumate din ea. Asta vă recomandăm dacă veniți în Grecia. Și o bugața. Bugața asta, e bine ce zici? Să poți dor? Și uitați ce am cumpărat de la magazin. Ăsta e sucul din Grecia, Amita Motion, 7 vitamine. De fapt, da, 9 fructe, 7 vitamine. O apă cu 15 cenți. Deci Grecia ieftină. 80 cenți o doză de cola, e bine. Vreți seama? Mie nu vine să cred. 15 cenți o sticlă de asta de jumate de litru de apă. Frapeul s-a costat 1,80 €. Tiropita cu brânză 1,20 €. Bugața 1,50 €. Deci prețuri foarte acceptabile. Dacă vreți să veniți în concediu aici în Grecia, vă zic că se merită. Ce vreau să vă zic este că mâncăm și după aceea vă arătăm aici cartierul cât de cât puțin, că ne grăbim la hotel. Imediat e ora de check-in. Da, vă arătăm așa puțin în mare, unde am copilărit eu, casa și magazinul și cartierul de aici. Hai să mâncăm, poftă bună să avem și revenim în curând.
Deci aici e același bus care mergeam eu la școală în fiecare dimineață. Vechi, așa cum îl știu eu. Și aici am stat eu. Asta e casa care stăteam eu. Aveam vecină sus, încă mai trăiește, are 91 de ani. Și noi stăteam acolo jos la parter. Aveam curte, de toate. Aici portocale, lămâi. Aici stăteam noi, în Atena cu părinții. Acum 12 ani au trecut de atunci. Și aici ne-am întâlnit cu niște prieteni, cu Hamid, uitați-l acolo, care el aici stă, m-a luat locul. Și Hamid, ce ne spui la abonații noștri? Te bucur că ți-ai întâlnit prietenul după 5 ani de zile aproape. Nu ai cuvinte, a? Deci noi ne întâlnim odată la 4 ani cu Hamid și cu Halep. Ei doi sunt ca niște frați pentru mine, adică sunt frați, nu ca niște. Suntem frați. Așa. Și acum au trecut 5 ani de zile. După 5 ani de zile ne-am întâlnit. Îți vine să crezi că au trecut 5 ani de zile? Nu, au trecut foarte repede. Da, da, s-a împlinit un vis că ne-am văzut. Da, bă. Și acum trebuie să profităm din timp, trebuie să ne bucurăm de timp și Hamid ne duce undeva unde Andra nu mai fost, eu am fost, da. Și unde-i, să vedem cum o să fie, nu? Am ajuns la locul unde ne-a zis Hamid că o să venim, dar aici s-a întâmplat ceva foarte mare năcaz. Uitați-vă elicopterul și a luat foc pădurea în Grecia. Aici e ceva normal în Grecia, din cauza căldurii ard pădurile, sute și sute de hectare ard în fiecare an, mai ales vara. Pompierii săraci nu mai fac față. Și acum, în timp ce filmam videoclipul ăsta, am primit o alertă în limba greacă din cauza căldurii. Nu te joci în Grecia cu căldura, nu? Nu, nu te joci. E periculos, așa-i? Cam de câte ori pe an, așa, aproximativ, ard pădurile? Deodată de două ori. Dar ard mult. Arde foarte mult. Deci nu poți să oprească pompierii. Nu, nu. Încearcă, dar nu. Nu, nu. Și din ce cauză? Din cauza oamenilor, din cauza căldurii, din ce cauză să ard pădurile așa? Să ard pădurile pentru că oamenii de ard fac loc pentru ca să pună generatoare. Ah, de ei se prefac ard natural, da. Din cauza căldurii, de ei, da, exact. Ei fac asta anumit, da. Oamenii. Exact. Ei, e planificat. E o mafie aici. E planificat. Ați auzit ce se întâmplă în Grecia, nu? Hamid acum ne-a spus adevărul. El e născut aici, aici stă în Atena. Și noi am stat în Atena. Am plecat din cauza crizei în 2012, de fapt în 2011. Și văd că în Grecia nu se schimba prea multe. Așa că nu ziceți că numai la noi în România este corupție, că și în alte țări este corupție. Vedeți, ard pădurile ca să-și facă ei loc. Să iasă ei în avantaj să facă mai mulți bani. Rușine, oricum. Mergem aici sus, acolo sus vrea să ne ducă Hamid și mai vorbim. Să vedem ce e cu Grecia și ce mai ne spune Hamid, că el știe multe. Aflăm lucruri direct din gura unui localnic. Deci, iubire, spune ce ai găsit pe jos acum în timp ce ne plimbam pe aici. Alexandru a găsit un euro pe jos. Iubire, știi ce înseamnă când găsești un euro, nu? Înseamnă că azi e un euro, mâine e 1000. Glumesc, asta eu am invitat-o. Doamne ajută să fie așa. Voi, unde ne bagă Hamid, hiking. Hai să vedem cum arată acolo de sus. Acolo cred că o să vedem și focul. Sunt în vârf și a venit brigada de elicoptere, pompierii. Încă unul. Asta aici, elicopterul deasupra noastră. Merge să stingă focul. Deci aici se luptă foarte, foarte tare cu focul. Cred că l-a stins, sau nu, nu, nu cred că e stins. Uite că mai este fum. Am plecat de acolo de sus, de la munte, de la deal, să zic așa. Deci cred că am numărat vreo 4-5 elicoptere diferite. Uitați-l acum cum vine. Uitați-l acolo și aproape. Wow. Ăsta a fost așa de plecat. Asta a fost așa perfect. Like in the movies. Perfect timing. Deci like in the movies. Perfect. Am coborât perfect timing. Exact. Da, cam asta a fost acolo, sus cu elicopterele. Deci elicopterul ăsta a fost parcă pentru noi. Acum mergem la hotel. A fost foarte fain aici. Am mulțumit la Hamid că ne-a recomandat locul ăsta. Merg la hotel și vă spune cât o costa și cum arată. Să sperăm că arată bine. În poze arată bine, dar în realitate e că nu știm. Hai să vedem. Și am ajuns aici la cazarea noastră. Parcă nu vine să cred, e adevărat? Unde mă ajuns sau nu? Vivo Apartments, așa se cheamă cazarea noastră. Hamid a rezolvat problema, a descoperit codul de la seif și acum intrăm în bancă, fără bani. Se pune cu cod. Da, s-a deschis. Oh. 1, 2, 4, 5, să nu zici la nimeni codul. Hai, până atunci suntem plecați. 13? Ce mi-a lăsat bine? Hai, hai, hai. Ăsta-i pai. Da. Spargem seiful. 5, 3, 0, 4. Da, să-l
Wow, the password must lie. Hello, cine e? Ah, ce fain. Ce răcoare. Ce apartament. Ce baie, bine intră acolo. Fain. Intră. Iubire, filmează aici, reacția lui Dani. Ce reacție? Bro, spune. Ce te-am dat? Mult. Nu contează. Ba, vreau să zic, dă 180 de euro pentru 4 nopți, 5 zile. Adică de astăzi 5 zile și 4 nopți, până duminică. La e răcoare că e la subsol și are condiționat, nu știu ce, dar e foarte răcoare. Deci, 280 de euro, dar cam micuț, nu zic că nu. Mă așteptam la ceva mai de lux, dar cred că sus, cred că seara mai de lux. Mai ai și pretenții. Și suntem la hotel, am fost cu Hamid, el ne-a arătat un local cu niște souvlaki, gyros grecesc, care n-are rost ce bun e. Am luat de pui, așa, și am luat și de porc. Ala de porc, Alexandru, deja l-a gustat. Ce părere ai de ala de porc până acum? E bun. Dar să vezi de asta, cu rost, să văd ce reacție ai. Ăsta-i. Așa că stai. Pentru asta ai venit tu în Grecia, așa-i? Deci souvlaki ăsta se merită să renunți la orice dietă pentru el, așa e bine? Ai cum pagă-nea. Știi care e chestia? E chestia că costă 3,50 euro unul de asta. Mă, gândește. Dar eu zic că dacă cumperi două ani, nu poți să mănânci două libere. Mai mergem și mâine seară, cred că așa-i? După plajă, că mâine o să fie un vlog despre plajele din Atena. Cam asta a fost astăzi cu prețurile din Atena. Sper că v-a plăcut. Uite cum bagă Alexandrina. Iubire, dacă-ți gravi de aici, ce faci? Sorry, a? Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Ne ajută mult să creștem, să ne ridicăm canalul, să vadă cât mai mulți vlogurile care le facem, deoarece investim timp și muncă în ele și le facem cu plăcere. Așa că, ce putem să mai spunem? Stagiană pe canal, deoarece o să apară vloguri foarte interesante din Grecia. Eu am fost Richard, acolo Alexandrina care savurează souvlaki și ne revedem la următorul vlog. Bye!